Sâmbătă 13 ianuarie 2018 mă aflu în localitatea Braz din județul Prahova, unde am participat la festivitatea de premiere aferentă anului 2017 la nivel național din cadrul FRSC. Încă este în desfășurare festivitatea de premiere, ne-am retras aici într-unul din birourile domnului Marian Stan, gazda noastră primitare din această seară, pe care o felicităm, vă salutăm. Vă salut și eu, domnul... Pentru tot efortul pe care l-ați făcut, nu numai în seara asta, ci în general. Știu că sunteți unul dintre promotorii și oamenii de bază Columbofilei Prahovei. Nu zic federația, acum nu vreau să amintesc de o federație sau alta, dar știu că sunteți în ultimii ani, ați fost unul dintre oamenii care n-ați cedat, dimpotrivă. Pentru că iubesc foarte mult acest sport, nu conta federația la care sunt. Eu eram dispus să muncesc cu oamenii și să creăm ceva pentru sportul ăsta columbofil, dar fiind și o federație națională sportivă, am decis că legalitatea este în această federație, de-aia sunt și membru, de-aia am și luptat pentru această federație. Știți mai bine că luptele nu s-au terminat încă și vrem acum să facem o unificare între Federația Română de Sport Columbofil și UCP. Da? Demersurile sunt destul de bune. Oamenii înțeleg de la UCP că trebuie să fim toți într-o singură federație, să jucăm după un singur campionat național, să facem un singur campionat național, să jucăm după un RNS comun. Exact. Sper că și colegii de la FCPR o să înțeleagă într-un timp apropiat. Deja în Prahova sunt mai puțin colegi la FCPR decât la UCP și FRSC. Predomină aceste două instituții. Iar acum, prin unire, FRSC-ul va deveni mult mai puternic. Într-adevăr. Unul dintre prietenii noastre de bază din FRSC, dacă nu greșesc, în ultimii ani, colegul dumneavoastră și prietenul de aici, de alături, da, domnul Ilie Gheorghe din Brașov. Mă bucur foarte mult. V-a fost și în seara asta alături aici. Da, mă bucur foarte mult că a reușit să vină în seara asta și mi-a fost alături. Și eu am fost alături de el la festivitatea de premiere de la Brașov, unde ne-am întâlnit și cu dumneavoastră. Exact, exact. Da? A fost foarte frumos. A fost o festivitate foarte reușită. Mă bucur că avem acești lideri în țară, care reușesc să facă la nivel de județe festivități, festivități de premiere în care oamenii să-și primească trofeele mult meritate, atât la nivel de județ cât și la nivel național, așa cum vedeți și dumneavoastră în seara asta la noi. Este o festivitate frumoasă. Oamenii s-au bucurat de trofeele la nivel național. Au fost 160 de trofee la nivel național. Și foarte mulți oameni, câți ați văzut? Cresc peste 200, nu? Da, 180, aproape 200, aproape 200 de oameni. S-au mai retras din ei. Pentru că... Antren, muzică, frumos, mâncare bună, tot. Da, lumea este mulțumită când are o muzică bună și o atmosferă plăcută. Este plăcută. E frumos, mai ales frumos. Că sportul ăsta așa ar trebui să se împletească. Cu voie bună, cu prietenii, cu sport atunci când trebuie făcut sport, iar cu șpriț atunci când trebuie făcut șpriț. Când trebuie udat, nu? Da. Spuneți-mi, din câte știu eu, Brașovul după Prahova pare a fi al doilea pilon principal din FRSC, nu? Gruparea... Da, pe zona Brașov este? Gruparea pe zona Brașov cred că va fi al doilea pion principal la FRSC și vă spun și de ce. Pentru că la Prahova, acum vă dau în direct o știre, s-a constituit și Asociația Județeană de Sport Columbofil Prahova, care se constituie întotdeauna din cluburi sportive, a fost constituită. Este un lucru foarte important că Federația, în cadrul Federației Române de Sport Columbofil a reușit să înceapă să se constituie asociații județene. Atât colegul meu Ilie, care și el demarează A spornit, ați demarat procesul, nu? Am demarat procesul de a face asociație sportivă columbofilă la județ. Un lucru bun, foarte bun, cred. Da. Acum, cum să zic, dacă nucleul s-a creat, să zic așa, nu? Sigur, în jurul lui va trebui să se strângă încet. 2007 la Brașov. Nu, da, cum s-a și legalizat într-o formă... Da, sper că și colegii de la UCP au înțeles și cred că o să constituie și asociații județene și toată lumea o să se încadreze pe fiecare județ în aceste asociații. Vom juca ca toate federațiile sportive, în cluburi sportive, asociații județene și federații. Sper să avem cu colegii de la UCP o conducere comună capabilă să ducă mai departe aceste proiecte, pentru că sunt niște proiecte importante, niște proiecte de suflet pentru mine. Am muncit enorm pentru federația asta. La un moment dat am avut o tentă să cedez, dar pe urmă m-am ambiționat. Poate că sunt în zodia rac și mai dau un pic înapoi uneori și pe urmă când pornesc nu mă mai opresc. Dar, în general, lucrurile mi se pare că sunt pe un făgaș normal. Un trend ascendent, un trend ascendent. Federația, nu știu dacă știți și ați văzut că în seara asta v-am făcut cunoștință, are și un jurist, are tot ce-i trebuie pentru o federație. Da, a fost prezent și domnul, da. Da?
Ce-am mai remarcat faptul, exact ca și la Brașov, unde am găsit 2 sau 3 primari prezenți la festivitate, nu? Câți au fost? Cel din Râșnov? Râșnov, Zărnești, Consiliul Județean. Exact. Și aici am remarcat, a fost prezent... Ne ajută și pe noi, știți foarte bine. Primarul localității Brazi? Primarul Comunei Brazi, pentru că în cadrul Comunei Brazi există un club sportiv care are o secție de sport columbofil, la care am ajutat enorm de mult să o constituim. Domnul primar a înțeles, a văzut că ăsta este trendul. Am văzut că e foarte aproape. Răspundeți puțin sau închideți el, da?